Asus ROG Strix Flare Animate 2 dispune de afișajul LED Animatrix și astfel poți afișa într-un colț tot felul de imagini dinamice. Este un feature care îți va lua ochii pe moment, dar nu acesta este cel mai important aspect al tastaturii. Înainte să trecem la funcționalități și caracteristici, o să intru în detalii despre designul acestei tastaturi. Strix Flare 2 Animate este o tastatură mare, cu tot cu numpad, cu butoane de control media, iluminare RGB și vine și cu un wristpad magnetic în cutie. Acesta funcționează doar pe cablu, deci nu avem wireless sau Bluetooth, iar cablul este unul gros și are două capete USB pentru că este o tastatură USB pass-through. Ce vei observa imediat cum o instalezi este colțul Animatrix din dreapta, unde se vor afișa diferite imagini dinamice. Acest display este compus din 312 mini LED-uri ce afișează diferite imagini. Acestea sunt presetate, însă dacă instalezi software-ul Armory Crate, poți descărca unele noi, poți încărca fotografii și astfel software-ul creează automat imagini după ele. Sau poți folosi iluminarea într-un mod mai practic și îți poate afișa nivelul bateriei laptopului, notificările de pe e-mail sau data și ora. Altfel, poți să oprești iluminarea Animatrix, dacă dorești, însă atunci ai plătit în plus pentru o funcționalitate pe care nu o utilizezi. Butoanele pentru control media sunt amplasate în partea din stânga sus și acolo avem un buton pentru play-pauză, iar lângă este unul pentru trecerea de la o melodie la alta, o rotiță de volum ce poate fi apăsată pentru a pune sistemul pe mute. Apoi mai sunt alte două butoane. Unul controlează intensitatea iluminării și celălalt este de tip lock key. Dacă dorești, poți personaliza funcția acestor trei butoane, astfel încât să facă altceva. Poți seta chiar macrouri, la fel cum ai face-o pe o tastă obișnuită. Nu poți schimba funcția pentru butonul de reglare a intensității și cel pentru lock screen. Tastatura este una grea, cântărește 1,1 kg și este una destul de lungă la 43,5 cm, pentru care au fost folosite materiale de calitate. Este o tastatură robustă care va rezista în timp. Fiecare tastă este iluminată RGB și tastatura are și iluminare pe lateral. Capacele tastelor sunt ROG PBT Double Shot, ce sunt plăcute la atingere și ușor texturate și au un profil de înălțime medie. Este o tastatură arătoasă, aș spune, pe acest gri numit gunmetal. Și acum să trecem la lucrurile care influențează performanța. Poți cumpăra tastatura cu clasicele switch-uri Cherry MX, fie ele roșii, maro sau albastre, sau cu switch-urile Asus ROG NX. Tastatura mea le-a avut pe cele mecanice de la ROG și eu am fost foarte mulțumit de experiență, indiferent că a fost vorba de sesiuni de gaming de câteva ore sau scris de articole cu mii de cuvinte. Cursa tastelor este una mare și plăcută, iar sunetul produs de tastatură este unul de tip muzică pentru urechile mele, deoarece Asus a integrat o spumă pentru amortizarea sunetului pentru o acustică mai bună a tastaturii. Astfel, tastatura are un sunet mai înfundat și mai plăcut, în opinia mea. Nu mai ai impresia că scrii la mașină de scris și nici nu-ți deranjezi colegii de birou sau alte persoane din cameră atunci când te joci sau când scrii. Așadar, modelul meu a fost unul cu switch-uri mecanice ROG NX, însă acestea pot fi scoase și schimbate cu alte switch-uri dacă dorești. Această tastatură este potrivită pentru toți gamerii, însă va fi mai atrăgătoare pentru cei interesați de e-sports, deoarece ROG Strix Flare Animate 2 oferă un răspuns aproape instantaneu. Are o rată de interogare de 8000 de Hz, oferind un timp de răspuns de doar 0,125 de milisecunde. Este super rapidă și o să ai nevoie de un timp de răspuns cât mai rapid, deoarece asta poate face diferența între victorie și înfrângere. E greu să vezi cu ochiul liber plusul de performanță adus de o astfel de rată de interogare, însă ai putea vedea beneficiile după mai multe meciuri de CSGO, Warzone sau ce altceva joci. Strix Flare Animate 2 include și un port USB pass-through pentru o conexiune convenabilă cu alte dispozitive. Astfel ai putea să-ți conectezi căștile sau telefonul la PC, fără să mai fi nevoit să cauți un port în spatele desktopului. Tastatura are și onboard memory și poți salva și stoca până la 6 profile pentru diferite jocuri sau scenarii. Cei de la Asus spun că tastatura are protecție 100% anti-ghosting și că fiecare tastă este precis înregistrată. Și pot spune că în cele 2 săptămâni în care am folosit tastatura, nu am avut nicio problemă cu asta. Ce mi-a plăcut la această tastatură este faptul că este una de calitate, iar asta se vede imediat cum o folosești prima dată. Îmi place că îți oferă posibilitatea de a schimba switch-urile în cazul în care nu-ți mai plac cele incluse sau dacă s-a stricat ceva între timp. Iluminarea este fabuloasă, wristpad-ul este de calitate, iar Animatrix-ul este o funcționalitate ok, însă nu mi se pare un feature care să te convingă să o alegi. Ce nu-mi place este faptul că este prea mare pentru gustul meu, cablul este foarte gros și greu de manevrat pentru un cable management eficient și mi-ar fi plăcut să ofere posibilitatea de a conecta wireless tastatura. În același timp, prețul este unul destul de ridicat și această tastatură se vinde în SUA pentru un preț de $220, puțin mai scump decât Razer Huntsman V2, care vine cu același polling rate de 8000 de Hz. Dacă nu ai nevoie de numpad și nu vrei să schimbi switch, switch-urile, atunci eu ți-aș recomanda o versiune 10 keyless și astfel ai o tastatură mai mică, dar și mai ieftină. Atât am avut eu de spus despre ROG Strix Flare 2 Animate și îți mulțumesc că m-ai urmărit. Pe data viitoare!